dumneavoastră și eu am stat să o ascultăm mult pe doamna profesoară Florentina Vișan, care are vocația povestitului, ca și marea vocație a traducerii. La ceea ce a spus domnia sa acum copiii pe, în timpul marilor foamete din China, și n-a fost una singură, erau mai tot timpul, Pandantul este o scenă memorabilă la cel mai sofisticat restaurant din China, care cum credeți că se numește? Restaurantul Cervantes. Moyen, un scriitor cu un umor suculent, cu un roman complex, un roman cu tehnici ultramoderne, dar în același timp un roman cu suflu umanist, care îl plasează pe o poziție clară de dizidență față de politica chineză. Un roman în care aveți 50 de ani de istoria Chinei până în 2010, un roman în care veți întâlni o mătușă fabuloasă, o doctoriță și o vrăcioaică fabuloasă, cu totul deosebită de cea, să zicem, a lui Garcia Marquez, dar care vă va face cu siguranță, dacă citiți romanul, să vă îndrăgostiți de ea. Vă mulțumim! Moyen, Premiul Nobel pentru Literatură 2012, cu romanul Grășe.